Astăzi s-au împlinit 7 ani de la trecerea la Domnul a fostului duhovnic al mănăstirii Strunga din județul Constanța, ieromonahul Cleopa. Pentru odihna sa, în al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a înălțat rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii, pe care a oficiat-o în Biserica Mare Buna Vestire a așezământului monahal. De asemenea, ierarhul a săvârșit și un parastas pentru fostul duhovnic al mănăstirii Strunga, trecut la cele veșnice în data de 26 iulie 2017, la vârsta de 41 de ani. Mănăstirea Strunga este așezată în apropierea lacului Oltina și a fost înființată în anul 2004.